Biblioteca Județeană Alexandru Odobescu din Călăraș a marcat Ziua Universală a Iei printr-o expoziție de ei, obiecte tradiționale și lucrări de artă vizuală ale artiștilor călărășeni, realizată în colaborare cu Cenaclul Literar Artistic Phoenix. Expoziția conține, pe lângă tradiționalele ei, cu sute de artistele locale Teia Radu și Larisa Gheorghe, colaje informaționale, documente și materiale de referință, fotografii, cărți pe tematica menționată, obiecte casnice aflate în colecțiile artiștilor, ștergare de mâini, prosoape de întâmpinare, ștergare de icoane, fețe de masă, de pernă, opaisuri și mileuri. Vizitarea expoziției se poate face zilnic între orele 8-18 în sala Perspectiva Bibliotecii Județene, respectând măsurile de prevenție epidemiologică. BJCL a vernisat expoziția Ziua Internațională a Iei, o expoziție dedicată bluzei românești pentru iubitorii de tradiții legate de port popular și de etnografie. O insulă frumos alcătuită de colecționarii locali și artiștii vizuali. Conține piese de colecție din Bucovina, Basarabia, zona carpatică Muntenia și alte zone etnografice, ștergare, prosoape de întâmpinare, obiecte de icoană, de obiecte care susțin și care prezintă prestigiul ei și culturii populare. Moda își împământenește singură un calendar al ei și numai al ei. Cu toți așteptăm o nouă modă la ceasul potrivit, la soroc, o modă inspirată, de ochiată, grațioasă, elegantă, delicată sau cum o fie ea, nu e să fie. Moda cea nouă va încerca adesea să înlocuiască pe cea veche sau va reinterpreta cum se întâmplă în secolul acesta. Moda în vremea COVID-ului este destul de incertă. În primele săptămâni, eminamente casnică, apoi subtil, tiptil, office, și de când au început reducerile, fusion. Adepții și adeptele apar imediat. Croiul proaspăt așezat, peste forme rotunjite apărute după perioada de alertă, învăluie privitorii în grimase și ochi măriți. Dar nu știu cum se face că tinerețea și tradițiile rămân tot cele mai apreciate. Vârsta și moda tinerilor ne oferă undele acestea pozitive de speranță și ne asigură de frumusețea nepieritoare a vieții, a culorilor și a sentimentelor noastre. Noutățile se croiesc după tipare inedite pe modele ancestrale și pecetluiesc un curent fashionist cu influențe retro din toate epocile. Ia, bluza românească tradițională, e un tezaur vestimentar, aflat în orice șifonier sau dressing, obligatoriu ca tot omul să aibă cel puțin o ie. Nu s-a stins ia și nu se va stinge niciodată iubirea pentru ea, mândria că a inventat-o spiritul nostru solar în luna lui cuptor, matematica rurală desenată pe ie, curată geometrie în culori din flori. Ne acoperim umerii goi, pânza topită și pornim ziua la lucru, vântul ne adie prin ie, ea e funcțională și elegantă. Suntem ceea ce iubim. Am sărbătorit ziua iei, gândindu-mă la Regina Maria și privind pozele ei, în care ador să apară în portul tradițional românesc, am admirat colege, cititoare, gătite corespunzător, ne-am gândit la comoditatea acestui veșmânt și am văzut chiar și bărbați purtând cu mândrie aceste frumoase cămăși românești. Coexistăm în comunitatea noastră urbană cu tot folclorul nostru dintotdeauna, adunat în sufletele noastre cu luna și râurile, cu crucea sfântă apărătoare și spicele de grâu care ne hrănesc, cu păsările care ne încântă. O mare diversitate de motive, modele, simboluri și semnificații. Parada zilei a fost chiar neașteptată. Așadar, în perioada iunie-iulie 2020, la Biblioteca Județeană din Călăraș, sunteți așteptați la expoziția menționată, respectând măsurile obligatorii de prevenție pentru a evita supraaglomerarea în contextul epidemiologic, purtarea măștii de protecție facială și dezinfectarea la intrarea în instituție. Vă așteptăm cu drag!